Întrerupem acest program pentru a vă transmite acest mesaj important. Pământul nu mai este potrivit pentru a fi locuit, așa că va trebui să vă găsiți o nouă casă. Imediat îți vine ideea genială de a aplica pentru un post de astronaut. Vei putea să aștepți pe Stația Spațială Internațională până când omenirea își va găsi o nouă casă, nu-i așa? Cea mai lungă perioadă pe care un om l-a petrecut în spațiu până acum este de 437 de zile și câteva ore. Și când spun în spațiu, mă refer la Stația Spațială Internațională, deoarece o ființă umană fără echipamentul adecvat a rezistat doar câteva secunde în spațiu deschis acolo sus. Stația Spațială Internațională este proiectată pentru a susține viața umană în spațiu pentru perioade lungi de timp, dar nu infinite. Stația este realimentată cu hrană, apă, aer, combustibil, echipament științific și alte necesități la fiecare 3 luni. În lipsa pământului sau a oamenilor care să trimită misiunile periodic, proviziile s-ar termina rapid. Stația este o navă uriașă care se deplasează prin spațiu cu peste 28.000 de km pe oră. Se confruntă cu condiții destul de dure, de la radiații la micrometeoroizi și variații uriașe de temperatură. De aceea, sistemul trebuie să fie reparat periodic. Pe lângă uzură, există și evenimente neașteptate care pot necesita misiuni de reaprovizionare. În 2020, echipajul a descoperit o scurgere care provoca o pierdere treptată a presiunii aerului. În cele din urmă, aceștia și-au dat seama că erau câteva fisuri într-unul dintre module. Membrii echipajului au reușit să le repare, dar acest lucru dovedește cât de important este să ai suficiente piese de schimb la bord. Să presupunem că oamenii din viitor vor reuși să găsească o modalitate de a face să funcționeze stația non-stop fără a se realimenta. Astronauții deja cultivă plante în spațiu în cutii închise, dotate cu lumini LED cu consum redus de energie. Nu este doar o sursă de vitamine fără de care oamenii nu pot supraviețui, ci și un excelent stimulant al dispoziției. Dar am avea nevoie de mai multe sisteme de susținere a vieții în buclă închisă, pentru a recicla aerul și apa în mod eficient. Este vorba despre un sistem care captează dioxidul de carbon din aer prin trecerea acestuia prin mici mărgele. Apoi folosește aburul pentru a separa dioxidul de carbon și a-l transforma în metan și apă. Apoi apa se descompune înapoi în oxigen. Dar chiar și cu toate progresele posibile, mai există o problemă: sănătatea astronauților. Aceștia trăiesc și lucrează într-un mediu de microgravitație și se bazează pe sisteme de susținere a vieții atent controlate. Dar corpurile noastre nu sunt concepute pentru a trăi în imponderabilitate la nesfârșit. Este ca și cum ai sta în cap, deoarece gravitația redusă face ca fluidele corporale să se acumuleze în părțile superioare ale corpului. Rezultatul este o față umflată și roșie. Forța gravitațională de pe Stația Spațială Internațională este mai slabă decât pe Pământ, așa că mușchii nu trebuie să lucreze la fel de mult, iar oasele își pierd densitatea. De aceea, fiecare membru al echipajului urmează un program zilnic strict de exerciții fizice. De asemenea, mușchiul inimii slăbește, deoarece nu trebuie să depună la fel de mult efort pentru a face să circule sângele în tot corpul. Fără atmosfera protectoare a Pământului, astronauții sunt expuși în permanență la razele cosmice. Acestea sunt unde invizibile care pot provoca probleme grave de sănătate. Așa că poate ar fi mai bine să optăm pentru Marte sau pentru Lună ca domiciliu alternativ?